6. Atunci ne-am înțeles, spuse G. Eric Humphrey, privirea sa iscoditoare trecu peste cei nouă bărbați și două femei așezate cu el în jurul mesei din sala de ședințe. Ne-am înțeles să acceptăm raportul de planificare a lui Nim, in toto și să insistăm la cel mai înalt nivel pentru aprobarea imediată, urgentă, a trei proiecte termocentrale la Tanipach, Stația de acumulare de la Devil's Gate și deschiderea câmpului geotermal de la Finkestel În timp ce murmure și înclinări de cap întâmpinau concluzia președintelui, Nim Goldman se rezemă despătar relaxat pentru moment. Prezentarea planurilor de viitor, produsul unei munci intense depuse de el și de mulți alții, fusese istovitoare. Grupul, Comitetul de Administrație al GCPNL, îi includea pe toți ofițerii ce raportau direct în fața președintelui. Oficial, acesta se înscria pe locul 2 ca autoritate în Consiliul Director. În realitate, el era adevărat a obârșii a puterii și deciziilor politice. Era luni după amiază, iar întrunirea, care începuse de dimineață, parcursese o lungă agendă. Cinci zile trecuseră de la explozia de la La Mission. Între timp, se efectuase un studiu intensiv al punctelor cauza și efectele celor întâmplate din cu pronosticuri de viitor. Investigațiile continuaseră în fiecare zi până noaptea târziu și peste weekend. Totodată, din miercurea trecută, datorită timpului mai rece și unui dram de noroc, nu se mai produsese nicio întrerupere a furnizării energiei electrice. Dar o anume concluzie era inevitabilă. Aveau să intervină noi întreruperi mult mai serioase dacă GCPNL nu începea că de curând să construiască și alte centrale de producție. Curând, însemna în cursul anului următor. Chiar și atunci, încă mai puteau să îi aștepte reduceri serioase de consum, de vreme ce o termocentrală convențională cu combustibil fosil avea nevoie de 5 ani pentru proiectare și construcție, o centrală nucleară de 6, precedați în ambele cazuri de cei 4-6 ani necesari obținerii licențelor legale. Alături de aceste trei proiecte despre care am vorbit, spuse Oscar O'Brien, consilierul general al rețelei, presupun că vom continua cu cererile de licență nucleară. O'Brien era un fost avocat din guvernul de la Washington, om mătăhălos, clădit ca un contrabas care fuma în continuu trabuce. De partea cealaltă a mesei, în fața lui, Ray Paulson, președintele executiv cu furnizarea curentului electric, mârâi. Zău că n-ar strica naibii. Alături de Paulson, Nim Gorman lea distrat pe un blog notes. Reflectă, în ciuda antipatiei lor reciproce și a disputelor în multe domenii, singurul lucru cu care el și Paulson erau de comun acord era nevoia de mărire a producției de energie electrică. Da, spuse Eric Humphrey, ne vom păstra cererile nucleare pe foc. Dar știm cu toții că, de când cu accidentul de la Three Mile Island, șansa aprobării de centrale nucleare suplimentare cel puțin pentru următorii câțiva ani, e mică. Anticipând prezenta noastră decizie cu privire la uzinele non-nucleare, continuă președintele, am aranjat deja o întâlnire cu guvernatorul în Sacramento, poimine. Intenționez să-l grăbesc să exercite presiune asupra tuturor agențiilor de rigoare pentru a acționa rapid. Voi mai propune pentru fiecare dintre cele trei proiecte audieri comune la toate corpurile legiuitoare a căror probleme ne trebuie începând poate nu mai târziu de luna viitoare. Niciodată nu s-a procedat așa Eric, obiectă Stuart Ino, un vicepreședinte vârstnic însărcinat cu prețurile și tarifele. Ino era un fost pionier al GCPNL, avea un chip țărănesc bucălat, care cu adaosul unui guler încrețit și al unei pălării de catifea ar fi putut aparține unui halebardier englez. Expert în procedurile de acordare a licențelor, îi plăcea să le respecte cu strictețe. Audierile separate au fost întotdeauna regulă, adăugă el. Combinarea lor ar crea complicații. Lasă-i pe birocrația scârboși să-și bată capul cu asta, trântirei Susțin ideea lui Eric, care le-ar vârâ o sârmă neizolată în cur. Trei sârme, spuse cineva. Paulson rânji. Și mai bine. Ino făcu o mutră ofuscată. Ignorând ultimul schimb de replici, Eric Humphrey observă să ne amintim că există argumente puternice în favoarea procedurilor de excepție. Mai mult, niciodată nu vom avea un moment mai potrivit ca să-i presăm. Pana de curent de săptămâna trecută a demonstrat clar că se poate întâmpla o criză, prin urmare, e nevoie de metode de criză pentru a o preîntâmpina. Chiar și cei din Sacramento își vor da seama de asta. Cred. Cei din Sacramento, spuse Oscar O'Brien, nu văd decât politicale, la fel ca și în Washington. Și hai să o spunem pe -a dreaptă, Oponenții a ceea ce plănuim noi se vor folosi de argumentul politic până la prânsele cu Tanipahul în capul listei urilor, răsunară murmure șovăitoare de consimțire. Tanipah, după cum își dădeau seama toți cei din jurul mesei, se putea dovedi cel mai controversat din cele trei proiecte aflate în discuție. Mai erau multe privințe și cel mai vital plan al lor. Tanipah era o regiune sălbatică din apropierea graniței California-Nevada. Nu era nici locuită. Cel mai apropiat orășel se găsea la 40.000 de mile distanță, nici preferată de sportivi sau naturaliști, de vreme ce prezenta prea puțin interes pentru ambele categorii. Zona era greu accesibilă și nu traversa nicio șosea, doar câteva drumuri de țară. Din toate aceste motive, Tanipach fusese aleasă cu multă grijă. Ceea ce propunea Golden State Power and Light să se construiască la Tanipach era o enormă centrală energetică capabilă de a produce. Mai mult de 5 milioane de kW, suficient pentru a aproviziona șase orașe mari cât San Francisco. Combustibilul folosit avea să fie cărbunele. Acesta urma să se transporta pe calea ferată 700 de mile din Utah, unde se găsea cărbune din Belșug și era relativ ieftin. Avea să se construiască o derivație feroviară pe lângă linia principală a Western Pacific Railroad, în același timp cu termocentrala. Cărbunele putea fi răspunsul Americii de Nord față de petrolul arabesc. Zăcămintele de cărbun dinăuntrul Statelor Unite, limitrofe, reprezintă o treime din întreaga rezervă cunoscută a lumii și sunt mai mult decât îndestulătoare pentru a satisface nevoile energetice ale Statelor Unite pentru trei secole. Alaska se presupune că ar mai deține provizii pentru 2000 de ani. Lucru recunoscut, cărbunele prezenta probleme. Mineritul era una, poluarea atmosferică alta, deși tehnologii moderne funcționau în ambele domenii. La noile centrale electrice din alte state, hornuri de fum în alte de 300 de metri, dotate cu filtre electrostatice și instalații de purificare ce îndepărtau sulful din gazele reziduale, reduceau poluarea la nivele acceptabile, iar la Tanipa, orice formă de poluare avea să acționeze foarte departe de zonele locuite sau de agrement. Un alt lucru pe care avea să-l permită Tanipahul era închiderea unora dintre cele mai vechi centrale ale GCPNL, bazate pe arderea petrolului. Aceasta avea să reducă și mai mult dependența de țițeiul importat, aducând mari economii financiare prezente și viitoare. Logica favoriza proiectul Tanipah, dar așa cum toate firmele de utilitate publică învățaseră din experiență, logica nu precumpănea nici nu-i folosea prea mult marelui public. Dacă o mână de adversari, indiferent cât de sucită sau necalificată le era judecata, hotărau altfel. Prin folosirea tacticilor procedurale lente, aplicate cu nemiloasă dibăcie, un proiect ca TANIPA putea fi atâta vreme amânat până la a deveni în realitate învins. Cei ce se opuneau cu consecvență oricărei extinderea uzinelor de energie electrică se foloseau cu succes de a treia lege a lui Perkinson. Amânarea e cea mai ucigătoare formă a negării. Mai avem ceva de discutat? Întrebă G. Eric Humphrey. O parte din cei aflați în jurul mesei de ședințe începuseră să-și îndese hârtiile în serviete, presupunând că întrunirea era aproape terminată. Da, răspunse Teresa Van Buren, aș mai avea eu o vorbuliță. Capetele se întoarse spre vicepreședinta de la Public Relations, făptura ei scundă și rotofee, arătându-se înainte pentru a atrage atenția. Părul, de obicei ciufulit, îi era azi mai mult sau mai puțin aranjat, Probabil din respect pentru ocazia deosebită, dar tot purta unul din inevitabilele ei costume de in. Ai forța mâna guvernului, așa cum plănuiești Eric și a lovi alte personalități prin Washington, e ok, se pronunță ea. Sunt de acord, dar asta nu-i destul. Vreau să spun, nu e suficient pentru a rezolva ceea ce vrem noi și iată motivul. Van Buren tăcu, a plecându-se lângă scaun, Scoase la iveală două ziare și le întinse pe masa sării de conferințe. Ăsta e California Examiner de azi dimineață, o primă ediție pe care am trimis să mi-o aducă, iar ăsta, Chronicle West, de azi dimineață, pe care, fără îndoială, l-ați văzut cu toții. Am parcurs cu atenție ambele ziare și în niciunul dintre ele nu scrie un cuvânt măcar despre întreruperea curentului de săptămâna trecută. Timp de o zi, cum bine știm, subiectul a fost o știre de primă pagină a doua zi o știre minoră, apoi a dispărut. Iar ceea ce e adevărat pentru presă e valabil și pentru alte mijloace de informare. Ei și, făcu Ray Paulson, au mai fost și alte știri, oamenii și-au pierdut interesul. Și-au pierdut interesul pentru că nimeni nu îl menține. Acolo, agită Van Buren un braț într-o direcție generală din afara sălii de conferințe, acolo presa și publicul se gândesc la pana de electricitate ca la un azie e mâine nu mai e o problemă de termen scurt. Aproape nimeni nu ia în seamă efectele de perspectivă ale reducerilor de curent despre care noi știm că se apropie. Coborârea drastică a nivelului de trai, dislocarea industriei, șomaș catastrofal. Și nimic nu va schimba această gândire superficială și uniformizată dacă noi nu facem să se schimbe. Charlotte Underhill, vicepreședinte executiv cu finanțele și totodată cea de-a doua și singură altă femeie de la masă întrebă. Cum ai face pe cineva să gândească într-un anume fel? Răspund eu la asta, spuse Nim Goldman. Bătu cu creionul în masă. O cale e de a începe să strigăm în gura mare adevărul, așa cum stau lucrurile în realitate, fără menajamente, și să continuăm să strigăm tare, clar și des. Ray Paulson zise sardonic. Cu alte cuvinte, ai prefera să apar la televizor de patru ori pe săptămână în loc de două? Nim nu l-o înseamă întreruperea. Urmă. Ar trebui ca politica a companiei să continuăm a proclama ceea ce știți cu toții la această masă, că săptămâna trecută sarcina noastră de vârf a fost 22 de milioane de kilovați și că cererea crește cu un milion de kilovați anual. Că presupunând aceeași rată a creșterii, în 3 ani vom duce lipsă de rezerve, iar în 4 ani nu vom mai avea deloc. Atunci, cum ne vom descurca? Răspunsul e, nu ne vom descurca. Orice prost poate vedea ce se apropie. De acum, în trei ani, pene de curent în fiecare zi călduroasă. Iar peste șase ani, pene în fiecare zi de vară. Trebuie să clădim ceva noi generatoare și trebuie să anunțăm publicului consecințele neconstruirilor. Se lăsă tăcerea. Spartă de vambură. Știți cu toții că fiecare cuvânt e adevărat. Atunci, de ce nu spuneți? Avem un prilej chiar săptămâna viitoare, NIM a fost programat pentru marți la The Good Evening Show, care are o mare audiență. Olsen mormăi. Ce păcat că în seara aia nu o să fiu acasă. Nu-s deloc sigură că ar fi bine să fim atât de direcți, interveni Charlotte Underhill. Nu cred că mai trebuie să amintesc cuiva că avem o cerere în curs pentru creșterea subvenției și ne trebuie cu disperare suma aia suplimentară. Nu vreau să văd puse în joc șansele de a o obține. Sinceritatea e de așteptat să ne mărească șansele, spuse Van Buren, nu să ni le diminueze. Vicepreședinta cu finanțele clătină din cap. Nu sunt atât de sigură. Și ce mai cred eu e că genul de declarații despre care vorbim, dacă sunt cât de cât făcute, trebuie să provină din partea președintelui. A se reține, sublinie cu blândețe Eric Humphrey, că eu am fost chemat să apar la The Good Evening Show și l-am delegat pe nim. Pare să se descurce foarte bine cu lucrurile de felul ăsta. S-ar descurca cu prisosință mai bine, spuse vicepreședinta cu Public Relations, dacă i-am dat o carte albă să emite niște avertizmente clare și urâte în loc de a insista pe linia moderată, așa cum facem întotdeauna. Eu continui să susțin o linie moderată. De astă dată, vorbitorul era Fresher Fenton, care deținea titlul prezidențial, deși principala sa responsabilitate era cea a operațiunilor cu gaze ale rețelei. Fenton, subțire, chel și ascetic, era un alt veteran. Nu toți, continuă el, acceptăm vederile tale, sumbretes, asupra viitorului. Lucrez de 34 de ani în compania asta și am văzut destule probleme apărând și trecând. Cred că vom ocoli cumva raționalizarea capacităților. Nim Goldman interveni. Cum? Lasă-mă să termin, spuse Fenton. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez se referă la opoziție. E adevărat că, în chiar acest moment, întâmpinăm o opoziție organizată față de tot ce încercăm să facem, creșterea taxelor sau acordarea unui dividend decent acționarilor. Dar cred că, dacă nu toată opoziția, cel puțin o parte va trece. E o modă și un capriciu. Cei implicați vor obosi până la urmă, iar când se va întâmpla asta, vom reveni la situația dinainte, când această companie și altele aveau cam tot ceea ce vroiau. De asta spun că ar trebui să urmăm în continuare o linie moderată, nu să atățăm tulburările și antagonismele, alarmând inutil lumea. Cu asta sunt de acord, spuse Stuartino. Ray Paulson adăugă. Și eu. Ochii lui Nim îi întâlniră pe ai Teresei Van Buren și știu că gândeau la fel. În cadrul activității de deservire a publicului, Fresher Fenton, Ino, Paulson și alții ca ei reprezentau un cerc de executivi închiși în ei care îmbătrâniseră la posturi în vremuri mai ușoare și refuzau să recunoască faptul că acestea se duseseră pe veci. Cei mai mulți asemenea oameni își atinseseră eminența prezentă pe bază de vârstă, fără a fi trebuit vreodată să se supună competiției aspre, uneori pe viață și pe moarte, pentru avansare, care în alte industrii era normă. Securitatea personală a Fraser Fentonilor ajunsese înfășurată în jurul lor ca un cocon. Status voul era sfântul lor graal, în mod previzibil, obiectau față de orice credeau că ar stârni valuri. Existau motive pentru așa ceva, adesea dezbătute de nim și alții tineri directori. Unul era natura unităților de utilitate publică, monopoliste, nu supuse competiției de zi cu zi pe piața de desfacere. Din această cauză, companiile ca Golden State Power and Light semănau uneori cu birocrațiile guvernamentale. În al doilea rând, Rețelele, de-a lungul celei mai mari părți din istoria lor, se înscriseseră pe o piață de vânzare puternică, apte să livreze cât de mult putea oferi din produsul lor, procesul fiind ajutat în timp de către abundentele surse de energie ieftine. Abia în anii din urmă, pe măsură ce sursele de energie deveneau tot mai rare și scumpe, conducătorii companiei fusese nevoiți să înfrunte probleme comerciale serioase și să ia hotărâri dificile nepopulare. Pe vremuri, nu fusese angajați în luptă nici cu grupări de opoziție îndârgite abil conduse și nici cu ecologiștii. Aceste schimbări profunde, argumentau cei de tipul lui Nim Goldman, erau cele pe care majoritatea directorilor de la cel mai înalt nivel nu reușiseră să le înțeleagă sau să le trateze realist. Walter Talbot, își aminti Nim întristat, fusese o excepție notabilă. Bătrânii din partea lor îl priveau pe Nim și pe cei asemeni lui ca fiind niște parveniți nerăbdători și turbulenți. De vreme ce grupul vârstnicilor constituia majoritatea, punctul lor de vedere precumpănise. Recunosc că sunt ambivalent, spuse G. Eric Humphrey grupului asupra acestei chestiuni, dacă ar trebui sau nu ar trebui să lovim mai adânc cu declarațiile noastre publice. Firea mea personală e împotrivă, dar uneori văd și cealaltă latură. Surâzând ușor, președintele îl privi pe Nim. Te-ai bursuruit, Adineori? Mai e ceva de adăugat? Nimeni ezită, apoi spuse. Doar un lucru. Când vor începe întreruperile serioase, mă refer la penele de durată și repetate de peste câțiva ani, noi, rețeaua, vom fi considerați vinovați, indiferent ce s-a întâmplat sau nu. Între timp, presa o să ne crucifice. La fel politicienii, făcându-și tradiționalul număr, pila din pont. După aceea ne va acuza și publicul și va spune de ce nu ne-ați prevenit când încă mai era timp. Sunt de acord cu Teresa. Timpul a sosit. Vom supune la vot, anunță Eric Humphrey. Ridicați mâna, vă rog, pentru abordarea mai dură pe care tocmai am auzit-o propusă. Se ridicară trei mâini, a Teresei Van Buren, a lui Nim și a lui Oscar O'Brien, consilierul general. Contra, ceru președintele. De această dată, mâinile înălțate fură o la număr. Eric Humphrey dădu din cap. Votez cu majoritatea, ceea ce înseamnă că vom continua cu ceea ce a numit cineva linia moderată. Și fi dracului sigur, îl avertiză Ray Paulson pe Nim, coții moderat în emisiunile alea de gargară la TV. Nim îl fugeră cu privirea pe Paulson, dar stăpâni furia și nu spuse nimic. Când întrunirea se sparse, participanții se împărțiră în segmente mai mici, decât de câte doi și trei, discutându-și separat interesele speciale. Toți avem nevoie de câteva înfrângeri, îi spuse vesel Eric Humphrey lui Nim în timp ce ieșeau o anume umilire din timp în timp prinde bine. Nim evită orice comentarii. Înaintea întâlnirii din acea zi se întrebase dacă punctul de vedere al vechii girls despre relațiile cu publicul ar mai putea fi susținut după evenimentele de săptămâna trecută. Acum avea răspunsul. Nim și-ar fi dorit ca președintele să fi sprijinit punctul lui de vedere în ședință. Știa că dacă subiectul ar fi fost unul dintre cele asupra cărora Humphrey avea o poziție clară, aceasta ar fi prevalat indiferent de vot. Poftește, îl invită președintele în timp ce se apropiau de birourile lor învecinate pe culoarul din fața sălii de conferințe. Am ceva de care vreau să te ocup tu. Apartamentul de birouri al președintelui, deși mai spațios decât celelalte de la etajul conducerii superioare, se conforma totuși stilului relativ spartan de a fi al GCPNL. Aceasta avea rolul de a le da vizitatorilor impresia că banii acționarilor și contribuabililor erau cheltuiți pe lucruri esențiale, nu pe farafastăcuri. Nim, urmând tradiția, trec într-o porțiune tip salom ce conținea câteva fotolii confortabile. Eric Humphrey, după ce străbătut încăperea până la biroul său pentru a lua un dosar, i se alătură. Deși afară era încă lumină de zi, iar ferestrele apartamentului aveau vedere peste tot orașul, toate draperiile erau trase, iar luminile aprinse. Președintele eschiva întotdeauna întrebările asupra motivelor pentru care lucra astfel, deși o teorie afirma că, chiar și după 30 de ani, îi era dor de vederea Bostonului său natal și nu accepta niciun înlocuitor. Bănuiesc că ai văzut ultimul raport de aici, indică Humphrey dosarul ce purta inscripția. Departamentul de Protecție a Proprietății, subiect, furtul de curent. Da, l-am citit. E evident că situația s-a înrăutățit. Știu că în unele sensuri e o nimica toată, dar mă înfurie al dracului. O pierdere de 12 milioane de dolari pe an e o gogeamite nimica toată, observă Nim. Raportul despre care vorbeau, întocmit de către un șef de departament pe nume Harry London, descria modurile în care furtul de energie electrică și gaze devenea epidemic. Metoda hoției consta în a măzlui contoarele, de obicei, de către persoane individuale, deși existau indicii că unele firme profesionale de service erau și ele implicate. Cifra de 12 milioane e o estimare vagă, murmură meditativ Eric Humphrey. E posibil să fie mai puțin sau poate mult, mult mai mult. Estimarea e modestă, îl asigură Nim. Așa credea și Walter Talbot. Dacă mai ții minte, șeful a atras atenția că exista o gaură de 2% anul trecut între energia electrică livrată și cantitatea pe care am putut o amortiza, note de plată către clienți, uzul companiei, pierderi pe linie, etc. Reposatul inginer șef era cel ce dăduse primul alarma în cadrul GCPNL asupra furtului de electricitate. Pregătise și el un raport, unul timpuriu și minuțios, care impunea crearea unui departament de protecție a proprietății i se urmase sfatul. Iată încă o zonă, îi spunea Nim, în care contribuției șefului avea să se resimtă lipsa. Da, mi-aduc aminte, spuse Humphrey. E o cantitate enormă de energie electrică neachitată. Iar procentajul e de patru ori mai mare ca acum doi ani. Președintele pianotă cu degetele pe brațul fotoliului. Se pare că la fel stau lucrurile și cu gazul. Și nu putem pur și simplu să stăm locului și să lăsăm să se întâmple. Multă vreme am avut noroc, sublinie Nim. Coția de curent a dat bătăi de cap în Est și Mild West mult mai mult timp decât aici. La New York, anul trecut, Con Edison a pierdut așa 17 milioane de dolari. Chicago Edison, care vinde mai puțină electricitate decât noi, iar gaz deloc, și-a plasat pierderile între 5 și 6 milioane. La fel e și în New Orleans, Florida, New Jersey. Humphrey îl întrerupse impacientat. Știu toate astea. Cu ce ta apoi se pronunță. Bine, ne vom intensifica propriile măsuri dacă e necesar, vom mări bugetul pentru investigații. Privește-o ca pe o sarcină a ta proprie, a tot cuprinzătoare. Reprezentându-mă pe mine și spunându-i lui Harry London să subliniez faptul că mă interesează personal departamentul lui și aștept rezultatele.